Bună ziua! Mă numesc Ungurean Nicolae, sunt președinte la Societatea Agricolă Drum Nou Zăvoaia. La cultura de porumb, pentru prima dată, am luat decizia împreună cu ceilalți colaboratorii mei și cu reprezentantul firmei Syngenta, pentru prima dată să cultivăm trei hibrizi de porumb, printre care îi amintim hibridul Infinit, hibridul Ignis și hibridul Carioca. Sunt foarte mulțumit de ei, au avut o răsărire nemaipomenit de bună, o răsărire uniformă, o dezvoltare foarte bună. Hibridul, unul dintre cei mai buni care, din cei trei, a fost hibridul Carioca, la care am aplicat o tehnologie clasică. La acest hibrid Carioca, până în momentul de față, suntem la recoltat și avem o producție de 11 tone la hectar. Sperăm să ne închidem până la finalizare cu aceeași producție. Pentru viitor, vă asigur că nu o să mă despart de hibrizii Syngenta, pentru că mi-au demonstrat că sunt foarte buni și la producția care a dat-o și la prețurile care le avem în piață. Deci e păcat ca să îi dăm la o parte. Sunt niște hibrizi foarte buni cu care se merită să mergem mai departe.